CSU Sesoft a pierdut derbiul de la Sibiu și a făcut-o în ultimul sfert al partidei, pe care o începuse cu 11 puncte avans. Nu au fost de ajuns pentru albalbaștrii, care s-au recunoscut învinși cu 72-79. În finalul jocului au avut loc incidente între jucătorii Sesoftului și forțele de ordine, toate din cauza arbitrajului, însă antrenorul Dadu Arnautovici nu vrea să pune eșecul pe seama fluierașilor. El este dezamăgit de mingile pierdute și nu-și explică cum echipa a primit 34 de puncte într-un singur sfert. Eșecul de la Sibiu a întrerupt seria de 9 victorii consecutive ale vicecampioanei și a trimis Ploieștiul pe locul 3 în clasament. Sibiul, în schimb, este noul lider al campionatului.